Sediul CJAS Gorj a fost asaltat ieri dimineață de mascați după ce mai multe persoane decontau rețete fictive pentru bolnavii de cancer. Percheziții au avut loc și la domiciliul șefei secției de oncologie a Spitalului Județean de Urgență. Prejudiciul creat depășește suma de 400.000 de lei. Numai puțin de 17 percheziții au avut loc pe raza județului Gorj și a municipiului București. Primele descinderi au fost la Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, urmate de perchezițiile de la Spitalul Județean Târgu Jiu și cabinetul particular al șefei secției de oncologie. Anchetatorii spun că aceasta se folosea de firma sa de îngrijiri medicale pentru a-i fi decontate internări fictive. Sunt două persoane de la Inspectoratul General de Poliție, Direcția Economică, din câte am înțeles, care fac ridicări de documente. Este vizată activitatea a doi medici din județul Gorj, care au raportat la un moment dat și activitate la Casa de Asigurări de Sănătate. Mi-au spus foarte clar că noi, ca și instituție, avem calitatea, să spun așa, de martori. Din probele administrate până în prezent a rezultat că în perioada 2008-2016 a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj. Prin internarea fictivă de pacienți, emiterea de prescripții medicale în fals și consemnarea nereală a acordării de îngrijiri medicale la domiciliu, serviciile nefiind efectuate sau fiind efectuate parțial. Prejudiciul cauzat bugetului de stat stabilit până în prezent se ridică la suma de aproximativ 400.000 de lei. Din cauza situației de la spital, bolnavii care au venit ieri la oncologie au fost nevoiți să se întoarcă acasă. Eu am fost internat, dar am fost așa cum trebuie, pe drepte. Acum n-ați putut intra? Nu, m-a zis că este ocupat și să revin altă dată. Nimic, de astăzi nu se lucrează. Pe motiv că? Nu știu, n-am întrebat. Și nici polițiștii au pus în aplicare 7 mandate de aducere, persoanele suspecte fiind conduse la audieri. Procurorii au beneficiat și de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și de cel al Brigăzii Speciale de Intervenție din cadrul Jandarmeriei Române.